Cei nu ne cunoaște, mă numesc Gonța Anatolie, sunt consultant financiar în cadrul companiei Baltic. Colegul meu, Cornel Chitoroagă, de asemenea consultant financiar în cadrul companiei Baltic și noi astăzi în tribună vom discuta despre analiza tehnică. Eu sper că toți care sunteți în sală deja au tranzacționat, folosiți analiza tehnică. Sau este cineva care nu folosește analiza tehnică? Ok. Am să mă învățesc principiul. De ce înseamnă acord? Da? Adică pot să folosiți analiza tehnică. Ok. Cred că să încep domnul Cornel, unde ar să-i exprimi bazele, să spunem noi, la analiza tehnică. După care urmăm să vedem și să mănâncă analiza tehnică și ce întrebări dumneavoastră de regulă întâlnesc și să vedeți, de fapt, e cu mult mai simplu analiza tehnică. Trebuie recunosc, că mă cunosc mai mult timp, știu că eu mă bazez în cel mai mult anume că analiza tehnică. Analiza fundamentală e așa, pentru cunoștință generale. Dar tot ce ține de tranzacționare, de strategie tranzacționare, acolo îți spun. Domnul Cornel? Da, mersi, domnul Anatol. Bună seara la toți încă o dată. Și cum a spus colegul meu, domnul Anatol, prin tăcere tacit ați confirmat faptul că voi toți folosiți analiză tehnică. Ba mai mult, nu că o folosim noi zi de zi, în primul și în primul rând, lucrăm cu această analiză. Noi urmează, în baza acestei analize, noi să aflăm multe lucruri care noi, ca traderi, ne interesează. Dar care este scopul nostru? Profit. Așa este. Da. Să știți cu toții că, mai întâi de toate, adică, o scurtă istorică. Analiza tehnică a fost, că are o evoluție, are o evoluție destul de vastă. Acest comportament a domeniului nostru, și anume analiza tehnică, a fost dezvoltată de către Charles Dow în jurul anilor 1900. Și anume, dacă vă gândiți cu toții, poate și la cursul teoretic, când v-am familiarizat cu Bacuceala, că mai întâi de toate, înainte, dacă noi avem, dispunem de calculatoare în prezent, da, și tot instrumentariul care este necesar unui trader de a face o analiză tehnică, este la un clip distanță acum. Dar înainte de asta, adică toți traderii din domeniul care se ocupau cu această specialitate, fiind specialist pe piețele financiare internaționale, ei ce foloseau? Ce aveau la îndemână? Foaia, creion, regla. Stabilind, desenând în mod real, adică lăsând pe foaie, adică acele nivele, acele trenduri. Și urmarea unor analize acestor evoluție prețului, corect. S-a stabilit o regularitate, care ulterior a fost deja arătată în formula care noi cu toții o cunoaștem deja, fie canalul trendului, fie nivelul orizontal, nivelul vertical, indiferent care n-ar fi, adică care noi le găsim pe platforma noastră de tranzacționare. Nu, aceste toate instrumente au avut o evoluție de la ceva. Știți că noi suntem fericiți? Noi la un clip distanță lăsăm aceste, ne folosim de analiză tehnică cu mult și cu mult mai ușor și ne este cu mult mai ușor și cu mult mai clar decât predecesorilor noastre. Din acest lucru. Eu aici aș face o remarcă. Noi cunoaștem la reguli de bază, că el se văzut ce de istorie. Până la momentul actual, regulile sunt simple și până la momentul actual, adică se elaborează în politică strategie de transacționare. Și cel mai interesant moment este faptul că anume domeniul de training, el nu este un domeniu unde are limită. Deci, tot timpul este un de învățat ceva nou, de văzut ceva mai ușor, ceva mai util. Și vă explic și de ce. Pentru că toate aceste lucruri se datorează la faptul că se întâmplă
de ce în ce mai multe evenimente, asta este una. După care, fiecare eveniment se comportă în felul său. Noi despre lucrurile ce se vom reacționa în continuare. De ce și traderii niciodată nu au limită unde să se oprească. Timpul este ceva de învățat de nou. Da. Dar dați să mai întâi toate să definim. Ce asta este o analiză tehnică? Este situația, da, de pe piață. Sau, mai bine spus, este anume mișcarea prețului, evoluția prețului, da, cu excepția factorilor externi. Tot restul factorilor care influențează prețul, adică ei sunt incluși. Doar vă amintesc, toți, da, adică partea psihologică a tendințelor. Despre aceste tendințe, adică noi vom discuta în continuare, că ele, în mod evident, ele fac parte din analiza tehnică. Dar ce înseamnă, în primul și în primul rând, analiza tehnică fiind deja identificată de noi? Și cum am spus, noi zi de zi noi ne folosim, da, de ea? Deoarece ea nu îmi permite ce? Să identificăm tendința, să identificăm nivelul de suport, nivelul de rezistență, și cu ajutorul acestor, adică, în mod evident, noi să fixăm, să ne stabilim careva, adică, cele mai potrivite momente din trei sau momentele și la fel și momentele de ieșire din piață, nu, fixând profitul. Asta este, dar dați să discutăm și analiza tehnică. Pot să spun un lucru, că este o analiză care este folosită psihologul larg. Este cea mai răspândită analiză care este folosită de toți traderii. Că chiar dacă sunt traderi care se bazează pe o analiză fundamentală, în mod evident, ei la fel folosesc aceleași nivele, aceleași trenduri și aceleași, eu nu știu, alte strategii sau tranzacționare, indiferent. Care n-ar fi, adică până în final, noi, eu nu am văzut până când niciun trader care să nu aibă pe masa sa de lucru, adică fie trendul, fie nivelul sau altceva. Așa este? Da. Sau este, sunt așa? Este mai complicat atunci când noi traderi am prezent analiza lui și acolo ea ca așa indivii. Nu mai avem o analiză. Nu spun că asta este o analiză nemunțoasă. Adică noi astăzi vom discuta despre analiză tehnică și veți vedea cât de exemplu că spate a făcut o proporție anume cu cele mai elementare lucruri. Da. Să adaug la ce spus este colegul meu, a să dăm lămurire și să arătăm clasicism, domeniu. Fără mari complicații. Da, fără mari complicații, așa e. Vă amintesc că analiza tehnică, ea este compusă din trei teorii, da? Trei principii și trei, adică prețul include totul, prețul se mișcă în trend și istoria se repetă. Corect. Să spuneți că da, mai ales că trendul este prietenul vostru, da? Prețul include tot sau ia în calcul tot. Să știți că prețul, evoluția prețului care noi vizualizăm pe piață, în mod evident, ea include în sine. Adică cât factorul economic, atât și factorul psihologic. Deoarece când, chiar bazându-ne pe o știre oarecare, în mod evident, noi ce facem? Noi ne creăm o dispoziție, da? Dacă știrea este pozitivă, în mod evident, noi suntem pentru cumpărare. Dacă este negativă, noi suntem pentru vânzare. După caz. Dar această dispoziție ce creează? Efect al bulgărului de zăpadă, da? Vă amintiți chiar și situațiile cu discursurile din anul 1992 al lui George Soros, da? Care ce a produs? El a produs anume efectul dat. Adică el pur și simplu pronunțat câteva cuvinte, în mod evident a format o dispoziție pe
în rândul traderilor. Și fiind ca o persoană, așa să spun, bine cunoscut în domeniul nostru, el și este credibil, mod evident, toți s-au condus de aceste cuvinte și au produs acest. Asta e, au produs acest efect. Asta este ce? Asta este factorul psihologic. Să știți. Dar factorul psihologic, uneori, e unul mai mult prevalează pe viață decât prevalează la altceva. Nu, ca indicator economic, care exemplu. Înțelegeți? Da, adică, cel mai bun am zis că spui că bine și s-a ridicat să spui o într-un zi și a spus de cum ar trebui acolo. Adică, dacă el mâine îmi spui că nu a să spui, el a să dă el jos. Și noi că tot știm, că noi mă gândim cum apare noutate deodată să primești așa. A doilea pilon a analizei tehnice, în mod evident, noi cunoaștem cu toții că este prețul și mișcăm. Da? Adică, eu cred că e și eu așa. Da. Și să spun, ok. Înainte de a face o analiză, o prognoză, noi, ca trader, în primul rând, nu putem pe grafic. Cine poate să ne spună, de fapt, ce vede eu pe grafic? Iată, este un grafic curat. Mhm. Independență de emoții pe care noi le avem, astfel și noi respirăm. Când se respirăm mai repijor. Da? Când obosem, când suntem în panică, când încerc tuine, de sine așa și respirăm. Astfel de mișcare noi le vedem pe piață. Corect? Pentru trader, ce este important ca să înțelegeți. Pentru că când este trendul crescător sau descrescător, este foarte clar. Gata, este trendul, gata, eu știu de la toți de trăgătire, că eu trebuie să vând, că care este semnalul, pentru că rolul unui trader este ca să facă o analiză, să facă o prognoză și să caute careva semnale de intrare pe piață. Semnale de intrare pe piață le depistează după diferite strategii care le-au învățat la curs de pregătire sau însă și traderul depistat careva strategii, pentru că să știți că traderii la cursul de pregătire, cursul de bază, să dau o strategie, să spunem noi așa, clasice, care se explică logica după care se bazează fiecare strategie. Dar pe parcursul timpului, deja fiecare trader începe să-și formuleze, să spunem noi, strategia lui de tranzacționare pe care se bazează el. Spre exemplu, sunt diferite indicatori tehnici, sunt diferite situații unde traderul se folosește numai de cele situații. Dar noi astăzi vom discuta, iată, noi în primul și în primul rând să înțelegem ce informații noi vedem anume pe grafice. Eu văd
vă spun sincer, eu văd anume diagrama a respirațiilor. Și iată, tot ce eu vorbesc acum, dumneavoastră să înțelegeți că într-adevăr așa și este. Pentru că și în momentul când noi vedem că are loc o respirație, sunt în strânsă legătură cu toate elementele din punct de vedere fundamental. Pentru că pentru o perioadă mai îndelungată de, scurt, de timp, mai scurtă de timp, sunt diferite evenimente. Și fiecare trader se manifestă în felul lui de a înțelege această informație. Spre exemplu, este o informație, nu contează care este ea, pozitivă, fie ea chiar și negativă. Și ne facem trader să o iei aproape de inimă, da? Ce facem noi când suntem în panică? Așa și restrăm, da? Op, 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 op. Dacă aici, traderii emotivi, da? Și să fac, și să fac, și să fac, pentru, pentru, ies, ies, pentru, ies. Sunt traderi care se uită la aceeași noutate, dar se uită așa mai de departe, da? Adică nu atât retrăiesc. Nu, eu mai am răbdare, el ar să duc în sus, da? Noi, ca specialiști, ne uităm așa ca medici, când ne uităm la o, ca medici se uită, da? La o analiză oarecare, da? Și el se uită, da, tot e bine, respirația merge tot e ușor. Iată, asta noi trebuie să înțelegem când ne vedem în grafice. Iată, acum, dumneavoastră, eu prima întrebare care am dat-o. Ce vedeți dumneavoastră grafice? Dumneavoastră deodată ca trader, eu văd trader pescător, că dumneavoastră automat se formează dispoziția. Nu, e uitam simplu, aha. O avut trenul crescător, da, acum. Începe respirație, din nou, respirație, expirație, respirație, respirație. Ideea care este, că când este, se formează așa trenul crescător, da, care noi suntem așa obișnuiți să-l urmim, este tren crescător, este tren descrescător și tren lateral, da? Nu, pur și simplu, așa, vorbim ca niște specialiști. Dar cu timpul, cu cât mai mult timp ai să studiați grafici la diferite instrumente financiare, din istorie, și ai să începeți să intrați în esență, a să ajungeți și dumneavoastră la nivelul ăsta când spun eu sunt. Eu sunt, da, este fiecare dintre dumneavoastră deja are specialitate oricare, fie o studiată, fie o activiață și știți de lucrurile astea, cu cât mai mult activați într-un domeniu oricare, dumneavoastră deja sunteți atât de specialist ca o simțiți. Da? Spre exemplu, chiar să vorbim de șoferie. Este așa moment, vă aduceți aminte, primele dăți când ați început a conduce, parcă sunteți în incertitudine, vă uitați la stânga, la dreapta, analizați ce următorul pas ce să fac, da? Cum atunci respirația mea? Acolo cineva mai claxonează, uite, pe mine, nu pe mine, da? Este momentul ăsta. Și pe parcursul timpului, cât mai mult dumneavoastră conduceți, deja conduceți mai leger, da? Respirația deja este mai liberă, mai... Și doar, haideți să spunem că sunt și situații excepționale, da? Unde într-adevăr retrăiești, mă acolo cineva face o gapă în fața dumneavoastră, evident că vreți, nu vreți, dar... Da, și o respirație mai mare. Iată că în aceeași situație noi trebuie să o înțelegem și pe grafic. Ideea care este, pentru că noi avem evoluția prețului, noi vedem în diferite time frame-uri. Iată aici, traderii, vreau să fac o prioritate în diferența din time frame-uri. Noi suntem acum în graficul de D1, adică de la momentul actual, adică ultima lumânare care se formează asta, este ziua de astăzi, corect? Deci noi putem să vedem informația, dacă eu îți pun în mijlocit ultima lumânare, noi vedem informația încă de pe data de, așa spun noi, ultima lumânare care o vedem, de pe data de 3 iunie 2019. Deci, în 2019, plin la momentul actual, noi pur și simplu vedem toate emoțiile care au loc. Da? Anume pe piață. Cum a respirat piața? Iată, situația e cu pandemia, da? În momentul dat. Înainte e urcat și când a ajuns informația negativă, da? O coborât în jos, după care o mică incertitudine, că asta este respirația. Noi, evident, că toate mișcările este de pe piață, noi ca trader, ca specialiști, pentru a le identifica, a le face o diferență oarecare între ele, noi pur și simplu le numim impulsul și corecție. Corect? Deci, cam aceeași situație se întâmplă, că prețul nu poate numai să urce. Iată, cunoașteți balena. Balena, că dacă este cel mai mare manifest de pe fața Pământului, corect?
Ea locuiește în apă, unde e, nu știu, luată mult timp. E oricum are nevoie de aer. Da? Pe cât de mult ea are posibilitatea să stai sub apă, ea oricum are nevoie de aer. Și toate lucrurile acestea în viața de toate zile, noi vedem că se întâmplă niște cicluri, să spunem așa. Nu poate prețul numai să urce, nu poate numai să coboare. El tot timpul va avea anume astfel de fluctuație. Iată, dacă noi vom înțelege aceste momente, vreau să ne fie foarte ușor să ne orientăm. Dacă să ne orientăm deja după time frame, iată, aceasta este graficul de D1. Dacă noi vom pune graficul de H4, deja noi vom vedea informație mult mai scurtă, mai puțină. Deci, de la ultima lumânare, noi deja vedem informația din anul 2020 și merge vorba despre luna noiembrie. Adică noi deja vedem informație mai, pentru o perioadă mai scurtă de timp. Corect? Așa. Și noi deja vedem prețul au urcat și au coborât. Dar noi o să punem graficul de H1. Așa. În graficul de H1. Noi vedem informația încă din luna februarie. Merge vorba de pe data de 15 februarie. Până la momentul actual, unde noi vedem că prețul a urcat, pe urmă a coborât foarte mult în jos, la ce vreau să vă trag atenție? Dacă noi ne uităm în graficul de T1, noi vedem o perioadă mai îndelungată de timp, asta înseamnă ce emoții noi am avut, iată, pentru perioada asta de timp. Spre exemplu, pentru un an de zile. Da? Noi când ne uităm în graficul de T1, noi vedem emoțiile noastre timp de un an de zile. Primăvara avem o dispoziție bună, ridicată, da? Parcă vrem ceva să zburăm, parcă. Când este iarna, vrem să alunicăm, da? Mai mult la val, da? Temperatura scade, vară, temperatura urcă, noi vrem să ne ducem la munte. Iată, aici sunt descrise emoții. Dar cu când noi dăm time-frame-ul din ce în ce la perioadă din scurt mai de timp, da, mai, din ce în ce mai de mici, noi vedem practic emoțiile noastre la fiecare oră. Ce se întâmplă? Iată, spre exemplu, timp de o zi. Noi putem să avem și bucurii, și tristețe, și încertune, da, nu știu ce să fac, încotro să o apuc, da? Și atât toate lucrurile acestea, noi dacă am să le iau, înțelegem prin respirație și respirația este creată anume de dispoziție, de emoții. Emoțiile se creează de unde? Din informație. Informația de unde o luăm? De tot ce se întâmplă în jocul nostru. Poate mai mult că noi ca trader, noi ne uităm foarte des la știri, urmărim știri, urmărim calendarul economic și noi ne creiem vrem, nu vrem, dar ne creiem dispoziția. Și acum noi, dacă e să vorbim despre tendință, pentru că în domeniul nostru de activitate avem un instrument foarte simplu, dar putem astfel să-l folosim și să ne ofere atâta informație că noi să ne creăm dispoziția și să înțelegem provizor care este dispoziția pe piață. Vreau să menționez despre un moment că pe piață, ceea ce se vedem noi, este așa un principiu de tălpa, de mulțime, da? Și dacă este cineva dintre trader care el vrea să fie nu cu mulțime, dar ceva, o persoană aparte, atunci nu prea merge. Aici este unde mulțimea se duce, acolo trebuie să mergem și noi. Da? Adică mulțimea și formează trendul. Mulțimea, noi când uităm în grafice, cum se formează o lumânare, cum lasă o condiție, cum se formează un impuls, cum se formează o corecție, de fapt asta este dispoziția la mulțime. Iată, dacă noi vom înțelege acest efect, nu o să fie cu mult mai ușor să ne apreciem ce va face piața în continuare. Deseori ajung, aud în momentele acestea, făcând o analiză a istoriei tranzacțiilor, să observă și un moment unde traderul iese pe sfârșit de impuls. Adică prețul urcat în sus, unde traderul deschide tranzacția de cumpărare, în cazul dat. Da? Dacă noi vedem că brusc, așa, cu multe lumânări, crește piața. Nu ne se creează dispoziția de ce? Ei, dacă crește, înseamnă trebuie să cumpărăm. Da? Adică noi așa am învățat la curs. Da, într-adevăr așa și este. Pentru că în momentul când începe a crește prețul, la test traderi din lume, nu numai din Republica Moldova, nu doar dumneavoastră, nu doar oamenii din sala asta, dar traderi din întreaga lume, ei văd lucrurile acestea cum crește prețul. Și cel mai interesant moment este faptul că cu cât mai mulți traderi văd lucrurile acestea,
li se creează automat dispoziția de a deschide tranzacția de cumpărat, doar că aici este așa un mic efect. Cineva este mai hotărât și deodată deschide tranzacția de cumpărat, cineva mai are nevoie de confirmare. Dar cineva se mai gândește, dar mai timp când n-ar să fie, da? Iată de ce și eu spun că fiecare trader ajung psihologia lui și timpul lui de a lua decizie, pentru că sunt noi ca oameni suntem diferiți și noi fiecare de noi la o singură acțiune vom reacționa la timp diferit. Cineva mai repede, da? Cineva puțin mai lent, dar fiecare de noi nu suntem oameni. De ce așa când vedem că urcă în sus, noi trebuie să înțelegem un lucru. Da, este. Respirația dată, dar el odată și odată trebuie să expirie aerul. Ca și aceeași balenă, da? Dacă ea a tras aer și se duce la fund, el se duce, dar el totodată el trebuie să se duce la suprafață. Și imediat. Cam aceeași situație și se întâmplă în cazul dat. După care prețul începe cu gură în jos, evident că în cazul dat, la trader ce se începe? Da? Adică a intrat pe poziție nu chiar reușită. Prețul coborând în jos, traderul ce mai face? Unica din greșeală trader care face, el se uită acolo jos în colț, da, suma negativ, cât suma crește, odins, mai tare, începe a retrăi și ajunge la moment când el ia decizia și închide tranzacția. Piața mai coboară puțin în jos, da, și după care încet își continuă tendința, pentru că dispoziția totală este de creștere. Și lucrul este că noi să înțelegem cel mai bine care este dispoziția pe piață, noi o numim trendul. Noi o numim trendul, eu de fapt vreau să explic cât e de simplu trendul. Trendul el foarte bine se depistează, noi o numim așa nivel, fie de rezistență, fie de suport. De fapt el este un nivel care, un instrument pe care noi îl folosim chiar în viața de toate zile, avem o bară. Ce putem noi să facem cu bara dată? Dacă noi avem două puncte de repier, nu contează, doi pereți, două mauri, da? Și punem așa o bară. De bara asta noi putem să atârnăm, corect? Noi pe bara aceasta putem să mergem, pe bara asta putem să depozităm careva obiect. Adică cu bara asta chiar putem să blocăm, spre exemplu, o gaură. Putem să blocăm. Cel mai interesant moment că noi cu această bară, prin trading, o folosim când omul este comod. Dar pentru ce noi nu ne trebuie această bară să o folosim? Să vedem unde de regulă emoțiile, respirațiile se finisează. Și atât dacă noi să ne uităm în continuare cum noi depistăm aceste respirații. Vreau să dau un mijlocit la prețul actual. Așa. Am să dau puțină în istorie. Și pur și simplu cu această bară voi începe să depistez unde se finisează respirația, adică unde are loc schimb de expirație, respirație. Da? Și lucrul acesta noi să le notăm cu punctele minime și punctele maxime, corect? La punctele maxime are loc schimbul între respirație și expirație și punctele minime, de asemenea, are loc expirație și respirație. Ce vom observa noi în continuare? Iată aici, eu am să lăsez așa un nivel. Acest nivel cum va fi numit? Nivel de suport. Dar de ce noi traderi folosim nivel de suport, nivel de rezistență? Adică două cuvinte. Nu, de fapt, e una și aceeași vară, corect? Dar noi le folosim două cuvinte diferite pentru că noi, între noi traderi, când ne expunem cu părerile, pur și simplu ca să facem o diferență, da? Despre ce merge vorba. Pentru că, până la urmă, eu am să arăt din punct de vedere teoretic. Prețul este aici. Dacă noi avem un nivel oricare, în cazul dat, el se numește nivelul de suport. Adică noi ne dăm seama că merge vorba despre cea bară care se află mai jos de prețul actual. Dacă noi vom avea aici un nivel, îl vom numi nivelul de rezistență. Adică
este acel nivel care unește mai multe puncte maxime și el se află mai sus de prețul actual. Iată, datorită acestor două cuvinte, noi pur și simplu ne putem exprima mai ușor. Dar de fapt este unul și același nivel. Ok, haideți să vedem cum aceste nivele sunt reflectate pentru diferite perioade de timp. Deci noi acum, la momentul actual, suntem în graficul de H1. Deci aici vom arăta tendințele. După cum observați, ce fac eu? Eu unesc, sau să spunem noi așa, depistez trendurile, direcțiile, corect? Pentru eu așa am să le... Așa. Noi suntem acum în graficul de H1, adică eu am arătat evoluția emoțiilor, respirațiilor pentru perioada de H1, adică în fiecare oră cum au avut loc respirația, expirația. Dacă noi vom pune graficul de H4, ce vedem noi? Leagă mai mare claritate, da? Și avem graficul de 1. Noi avem ce? Pe toată treaba asta, tot ce am notat eu aici, el de fapt este, să spunem noi așa, o dispoziție de scădere a prețului. Sunteți acolo? Din perioada de pe care este aici, de pe data pierd. Adică de unde s-a început trendul? De pe data de 11 decembrie 2020 până la momentul actual, prețul ce a făcut? Într-un final. O scăzut. Dacă noi ne uităm după o perioadă mai îndelungată de timp. Dar când ne uităm în perioadă mai scurtă de timp, noi vedem dacă aceste respirații. Deci și pentru viitor, da? Că noi discutăm despre trenduri, tendințe, pentru perioadă îndelungată de timp, iată dumneavoastră, până la momentul actual. Pe ce v-ați baza mai mult? Pentru trendurile din D1 sau trendurile din H1? Evident că trendurile din D1 ele au un potențial mai mare. Și iată momentul când trendul ca să facă o diferență, că trendul din D1 el are prioritate mai mare, da? Și ne merește iată pentru așa o situație. E ca așa o situație. Acesta de fapt este ce? O mișcare de corecție. Dar mișcarea aceasta de corecție, adică este așa emoție de incertitudine și e foarte bine să vede pentru o perioadă îndelungată de timp. Dar dacă noi să ne uităm în perioade mai scurte de timp, noi am să vedem iată acele mișcări. În sus, în jos, în sus, în jos. Deci înainte de a deschide o tranzacție de vânzare de cumpărare, noi trebuie mai întâi să ne apreciem pe ce perioadă de timp. Evident că fiecare dintre dumneavoastră, inclusiv și eu când am început să tranzacționez, eu vroiam repede și acum. Repede și acum și cât mai mult. Și mai ales că mă uitam în istorie și mai vedeam așa câte o dispoziție de asta. Vă respirați. Și lungă, lungă, lungă. Eu, pe timpul îmi puneam întrebare, dar dacă eu eram în față, eu precis deschidem tranzacția și la momentul actual vedeam că se duce și pleat, să deschid sau nu deschid, să deschid sau să nu deschid. Aici e foarte simplu, pur și simplu vrem pe piață. Ne orientăm pentru o perioadă de timp care noi o vedem. Spre exemplu, este situația când în H1 nu este clară care este dispoziția pe piață. Crescătoare sau descrescătoare, da? Ce putem să facem în această în această situație? Iată cineva s-a folosit de așa situație? Da. V-ați întâlnit? Da. Și cum ați rezolvat? Ați dat răspuns la întrebarea asta? Da, în frame de D1 poate bani mai ușor. Nu, este mai multă claritate. Deci și eu recomand trade-uri și pentru dumneavoastră chiar să verificați lucrurile acestea. Dacă nu este clar în H1, dați un grafic mai mare. Atunci scrie cu mult mai clar ce se întâmplă pe piață care este dispoziția. Dacă în H4 nu este clar, atunci dați-mi D1. Și dacă în D1, dumneavoastră îți va fi cu mult mai clar. Deci așa când dumneavoastră să vedeți care este dispoziția pe piață, dumneavoastră îți va fi cu mult mai ușor ca să luați o decizie de a deschide tranzacția de vânzare sau de cumpărare. Ok. Ce vreau să mai adaug aici? Fiecare instrument, el își are respirația lui.
Это мой именно трейдинг, мишкерли, репрограмм в пункте. Это как репертуар ладерики инструментов. И репутация, он доллар американ, ресторация, если вспомнил, что там кэты дуряются, кэти пунктяре. В ресторации, он импульс. 9? 10. 60. Ну, так, нет, да, 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 но вот это самое путернич, динкомитет фундаментал. Эвидент, у вас фруктуеза 5-600, 50-200 де пункте. Дар аша, а медиум 50-60 де пункте. Дар пе инструменту СП-500 кат фруктуеза пизе? 2000-3000 де пункте, да, аса тут и аша и о статистике медиа. Адика, че сам там в разу дат? Ка ной ворбим деспре фапту ка acolo un stop loss, un day probe de 50-60 de puncte. Și să știți că merge vorba pentru fiecare instrument în parte. Dacă noi vorbim de 50-60, atunci vorbim despre un instrument pe piața valutară. Nu, mă la marcă este real. Dar okay, la acțiuni, Facebook-ul și coastă sau Apple și la coastă fizic, banii care se dau pentru acțiuni în Europa, supra-umflate și supra-reacționează la... Noi am avut o temă la masterclass unde am vorbit despre ce înseamnă noutate. Da? Noutate, de fapt, este crearea dispoziției de a vinde sau de a cumpăra. Asta este una la mână. Cel mai interesant moment este faptul că pentru noi traderi nu atât contează că e real sau nu e real informația aceasta. Iată, a fost cine urmărește graficul de la Bitcoin. Urmăriți? Nu urmăriți, dar ce nu urmăriți? Cine nu urmărești? Haideți, eu am spus așa, cine nu urmărești? Bitcoin. Nu urmăriți! Nu urmăriți! Nu urmăriți! Eu mă întreb! Spălăs pe om! Ok. Eu de ce întrebam lucrurile acestea? Pentru că și instrumentele financiare, ele au respirațiile lor specifice ca și fiecare, nu știu, viețuitoare pe fața pământ. Spre exemplu, balena face o respirație adâncă și o respirație de asemenea adâncă, da? Eu știu acolo viețuitoarele detalii mai mici, o, pesările. Pesările, ele fac mișcarea o expirație și respirație mai ieriesă. Astfel și instrumentele financiare se cunoașteți că ele fac aceleași expirații, respirații după diferite tempouri. Ce este specific anume pentru, spre exemplu, indicii bursieri, însă și pentru piața de capital? Eu le asociez în felul următor. Acestea sunt păsări zburătoare, unde pe timpul vor să iei altitudine, ca orice pasăre, ca, spre exemplu, ca avion, el odată și odată trebuie să facă alimentare. Asta ce este specific. Evident că respirațiile și expirațiile sunt cu multipunctașa. Chiar de asta trebuie de înțeles. Lucrul acesta că este volativ, că nu este volativ, el despre exemplu un șcac 40. El practic e același tot un indicator de bursier. O urmăriți, transacționați pe el. De ce? E aceeași logică, este, să spunem noi, din aceeași categorie, dar e întrebare, de ce nu se transacționează pe el? Aha, dacă aici să începem deja ce este specific în mijlocit pe instrument. Noi acum ne uităm, știți, ca medici, da? Ce este specific pentru astfel de instrument. Dacă noi lucrurile acestea le înțelegem, deja noi alegem spread-urile, adică condiții. Că dumneavoastră spuneți că spread-ul este mare. Noi de ce mai are? Fac 40. Comparativ cu SP500. Spre exemplu, un punct cât costă? Cât valorează? La CAC 40? 1 la 10, da? La SP500 e 1 la 1, da? Este în momentele, da. Și spre exemplu, dacă noi facem o analiză, o prognoză și găsim un semnal concret de intrare pe piață, evident că CAC 40 nu poate, ne dă un potențial de profit cu mult mai mare comparativ cu SP500. Dar haideți să noi astăzi nu vorbim despre profitul care îți face de luat, dar punem accent în mijlocit, iată ce este specific pe aceste instrumente.
Spre exemplu, eu am luat câte un instrument din fiecare piață, în afară de piața criptovalutară, dacă nu mă interesați, nu mă interesați. Piața de valutară, de piața de mărfuri și piața indicilor bursieri. Bine, piața indicilor bursieri sau cu piața de capital, ce este specific pe timpul, eu vreau să zboare. Eu de timpul să zboare. O fost situația cu compania Apple, da, când diversificate acțiunile, atunci pur și simplu, pur și simplu, prețul s-a început iarăși de jos. E ca așa situație se întâmplă, lucrurile astea sunt cunoscute din timp, adică nu este căzut ceva din cod. Chiar în momentul ce noi am apelat, am scris pe grup că Smart Trader, cine are tranzacție de vânzare, de cumpărare, adică cine a intrat pe piață, pe astfel de instrumente, fiți atenți că deja se așteaptă ca astfel de manevre. Adică toate lucrurile acestea sunt cunoscute. De ce traderii își aleg și nu își aleg astfel de instrumente? Fluctuația este foarte mare și așa care nu contează depozitul. Ce ține de depozit? Deci, dar nu contează risk money management, da? Este un cuvânt, eu așa și nu am mai găsit că din traducere trasată, da? Cât poți să te duci minusul. Iar asta este cel mai important. Cine încă nu cunoaște cum să manipuleze cu volumul de tranzacționare, dumneavoastră nu ezitați, apelați la managerul dumneavoastră unde ar să vă explice. Și volum și când spate de intrat. Nu, în trading știți că nu este un domeniu de casino, unde dumneavoastră să puneți, spre exemplu, pe depozitul, da, să deschideți cu atâtea loturi pentru o singură tranzacție. Nimeni nu este sigur 100% că anume tranzacția aceea se va aduce deodată în profit. El poate să ducă puțin în minus, da, adică să-și continui corecția, că de regulă noi din punctiere calagate, cum se spune, da? Este nivelul de rezistent, de suport în cazul, da? Da? Și cel mai ideal este, iată de aici, semnalele de intrare pe piață pentru tranzacțiile de cumpărare. Dar este de ajuns ca să facă, iată așa, o mică colgheță și asta e ceva normal, că este sunt emoții pe piață. Știți, este momentul ăsta, noi extrăm aerul și la prima vedere parcă am extrat tot aerul, da? Dar dacă noi să mai încurzăm puțin burtă, la noi încă să mai iasă aer. Adică nu tot aerul din pământ. E că de aceeași situație și poate să întâmple la orice. Și în momentul dat, dacă depozitul nu este pregătit ca să suporte că căzătura asta, da? Împotrivă, evident că aici trebuie de calculat pentru asta și este risk management-ul. Evident că, după care putem să ne așteptăm și la un profit. Deci aceeași trading-ul se bazează pe numărul de intrări pe piață. Nu căutați o strategie unde îți dă 100% intrarea și acolo deodată 100% îți duc în profit. Da, el este o probabilitate, orientativ de 70%, de 90%, de 80%, probabilitatea că se ducă în profit. Corect? Acum, întrebarea, cât se duce în profit? Presupunem o idee că este trendul crescător, se deschide tranzacția de cumpărare. Așa, am o întrebare. Că eu, dacă poate să fie așa un trend crescător, poate să fie un trend așa crescător și poate să fie, iată așa, trei tipuri de trenduri crescători, corect? Și toate lucrurile iese, se întâmplă în dependență de dispoziția care este pe piață. Și dispoziția este creată anume de noutăți. Acum întrebarea este în felul următor. Cu cât profitul care se așteaptă, iată aici, orientativa să fie, spre exemplu, $2000, iată aici, la nivelul dat. Dacă trendul va fi prima variantă, traderul aici începe, nu are răbdare, e îndelungat timp. Dacă aici scrie timp. E îndelungat timp. Și traderul de regulă nu are răbdare și începe anchete cu profitul care este. Dacă este a doua variantă, traderul zice, gata, eu sunt trader. Și a treia variantă, mai vagă este, este instrument, îmi place. Trebuie să fiți la curent de faptul că profitul eu poate să fie acumulat oricum la 1000, da, să ajungă la 1000, dar în dependență de timp.
Și lucrurile este mai să le înțelegem ce fel de trende este, dar trendul se formează pe bază de emoții. Dacă noi să ne uităm și în situația, iată și situația dată, cum credeți? De ce cauza a scăzut prețul la indicii de 500? Păi nu poți să spun că nu poți să da? Coronavirus, o noutate negativă care și-a creat dispoziția la toți prieteni, toți investitorii să deschide tranzacții de vânzare. Iată, noi acum ne uităm în grafic, vedem unul și vedem foarte clar că el brusc a coborât în jos, corect? Așa, și noi ne uităm, ah, deschideam deci tranzacții de vânzare. Și am interesant moment că dacă noi vom pune graficile, spre exemplu, de nuanțul Cășuriez, și am să dau așa în timeframe-uri de 5 cei mai mici. Iată, deja se vede mai clar, este o corecție, da? Da. Adică avem așa, un impuls, corecție, din nou impuls. Dăm un grafic încă mai mic. Deja se vede cât corecție. Impuls, corecție, impuls, corecție, impuls, corecție, s-a început din nou impuls. Deja avem din ce în ce mai multe impulsuri și corecție. Așa? Și totuși acum să dăm noi grafici din ce în ce, la timeframe-uri mai scurte de timp, noi să vedem din ce mai multe impulsuri și corecție. Am voie să punem întrebare. A fost posibil atunci de intrare pe piață, să vedem și confirmare de intrare pe piață. A fost posibil. Chiar dacă noi de unul vedem acolo așa un impuls foarte brusc, dar să știți că timeframe-uri mai mici, noi iată vedem desperația. Evident că dacă este o montaje puternică care are un efect pe întreg parcursul zilei, da, să știți că expirațiile, da, ar fi mai lungi. Corecțiile, ele ar fi, expirațiile ar fi așa mai scurte. Dar oricum este posibilitatea de intrare pe piață și anume să depistăm intrarea pe piață. Deși se recomandă anume la străbaterea ultimor minime, ultimor maxime, intrarea pe piață. După fiecare impuls urmează o corecție. Dacă noi vedem deja o rumânare, două, trei, evident că gata. Nu știm că e sfârșit, că e mijloc de impuls, aici nu face de intrare pe piață. E cel mai oportun și logic de intrare pe piață să așteptăm să sfârșească deja. Am scăpat troleibuzul și alergam de urma troleibuzului. De ce facem noi? Așteptăm o altă troleibuz, adică noi puțin așteptăm, puțină răbdare, da. Unicul, să spunem noi, cel mai greu ce este să ne trecem în ceea ce noi facem, este răbdare. Răbdarea, când momentul de intrare pe piață și locomia. Iată, acestea sunt două momente care noi în întregii vrem, nu vrem, dar noi le antrenăm. Deci, dacă noi deja, când deschidem călcător și vedem astfel de căzători, noi atunci, evident, nu mai intrăm în piață. Dacă noi am fi avut, spre exemplu, un nivel oricare undeva aici și era să fie activat ori în așteptare, ok, este. El cade în jos, evident, după ușă care e impuls, el trebuie să urmeze o corecție. Iată, de aici deja se poate, iată, din acest moment. Iată, de aici. Iată, din aceste momente, deja se poate de căutat semnale de intrare pe piață. Semnale de intrare pe piață noi putem să le folosim de asemenea cu ajutorul nivelului de suport și de rezistență. Deja aici noi vom folosi altfel nivele de suport și rezistență. Dacă noi cu nivelul de suport de rezistență depistăm direcția, da? Și noi cunoaștem că prețul se mișcă în direcția trendului. Noi nivelul de suport și de rezistență putem să le mai depistăm și orizontale, corect? În cazul, da, noi ce putem să spunem? Că este un trend de care? Lateral. Datorită acestor nivele orizontale care noi putem să le, dumneavoastră deja cunoașteți să toți cum ele să depistească pe bază de istorie, da? Unde ele de regulă sau rezistență au fost strâmbătut. Dacă este, de asemenea, sunt semnale de intrare pe piață, pentru tranzacțiile de cumpărare, pentru tranzacțiile de vânzare. Și de aici este foarte simplu. Dacă noi de aici am avut
o tranzacție, eu știu, în ordin așteptare de bani, piața începe coborând în jos. Până unde el poate scoboare în jos? Până la un nivel oarecare. Iată aici noi pur și simplu căutăm un nivel mai puternic. Cum o găsim noi nivelul acesta mai puternic? Nivelul de scot în cazul nostru. Din la un time frame mai mare, da? Și unde noi vedem că în trecut, de fapt, au avut loc o respirație sau o expirație, noi ne dăm seama că vedem că până aici el poate să ajungă. Plus, minus. Aici noi nu putem să spunem cu exactitate anume la prețul dat. Dar este aici, dacă noi ne uităm așa la condițiile acestea, se formează ce? Un mic diapazon unde el are loc să fluctueze. Deja, noi deja avem o informație la care, aha, până aici el a avut expirația, da? Aerul. Când el începe a urca în sus, de aici este semnal că se începe un nou impuls. Noi ne imaginăm că nu cunoaștem noi toată informația cum a avut loc, dar avem informația că de aici alte drepte se formează un nou impuls. Iată, de aici noi și luăm decizia de a intra din nou pe piață. Deja, din a doilea moment, noi putem să ne folosim și de taxe de tranzacționare, medierii, lactului, adăugării, da? Cu scopul de a ne face fixa profitul. Nu însă, dar mai drag atenție la un moment. Pentru prima perioadă de timp trebuie să folosesc ordinul de stop loss. Da? Pentru ce el de regulă se folosește? Pentru a ne învăța, a ne controla emoțiile. Mai bine să se fixeze acolo o tranzacție care va în oricare minus, da? După care din nou să fac o analiză, o prognoză, să caut semnal de intrare pe piață și din nou scopul de a face un profit. Dar peste o perioadă de timp, cineva în care de prinde lucrurile acestea mergășor poate să fie o lună de zile, la cineva poate să fie două luni de zile, da? După care deja se începe a lucra fără stop loss. Dar cu ajutorul tacticilor de tranzacționare, cum este actul, medierea, adăugării, înțelegând cum respiră piața, ei pur și simplu folosesc de aceste metode. Evident că pentru asta este nevoie să nu vă bazați numai pe o singură tranzacție. De regulă, primele tranzacții care le deschid trader, să gândești la da, am oie, eu am deschis, eu am oie aștept profit. Nu, el acolo se duce în minus. Trebuie de mai așteptat. Nu intrați în panică. Nu intrați în panică, așteptați. Urmăriți unde trebuie să finiseze. Expirație sau respirație. Dați-i pace, da? Pentru traderii începători, evident, folosesc stop-loss-ul. Acolo, după risk management, eu acum vorbesc de ce ține de analiză tehnică. El ajunge la sfârșitul expirației sau respirației, după care din nou intrăm pe piață. Dacă noi dacă înțelegem lucrurile acestea, nu o să ne fie foarte ușor să folosim metodele, mediere, lactul, iată, în momentul dat, dacă el străbate nivelul acesta puternic, noi de aici putem să deschidem o tranzacție de vânzare? Străbate sau să respinge? El urcă în sus, nouă ne activează tranzacția de cumpărare, corect? Așa. Începe a cumpărăm în jos. Noi putem să deschidem de aici tranzacția de sell? O deschidem de sell, adică ce am făcut noi acum? Am intrat în relatare. Unde nu se duce piața, una din tranzacții va arăta o valoare negativă, alta va arăta o valoare pozitivă. Unde noi putem să luăm o decizie de a ieși de pe piață sau să intrăm pe piață? Îi dăm pace. Piața coboară jos, iată aici tot se vede un nivel, numai că el așa este mai slăbut. El începe de aici să urce în sus. Iată aici ce spate de făcut? Să fie închis așa care e plus. Fie din cheselul, fie de mai deschis de aici cu tranzacție de bani. Adică, prin metoda medierii, noi să acumulăm oricum un profit. De ce? Pentru că aici, iarăși, în dependență de ce doriți dumneavoastră, sunt următoarele poziții. Noi am avut o temă la masterclass unde noi am discutat despre metodele de tranzacționare și tactice. De aici, dacă el ajunge la jumătate, sau deja spate de închis, dacă el jumătatea acestei mișcări, să-l spate de închis. Dacă el mai urcă la jumătate din această mișcare lungă, de asemenea, ambele buyeri spate de închis. În așa situație se iese în zero. Zero profit, zero pierdere. Ce are de câștigat traderul în urmă la aceste acțiuni? Zona.
E experiență, în primul rând, și datorită la faptul că compania Telerom, brokerul nostru, mai oferă parteneriate, comisioane cu profitul trade-ului, știți că se măsoară în take profit, da? Și în comisioane. Iată, datorită acestor servicii, da, trade-ul, pe lângă experiență, el mai oricum câștigă bani. Nu în urmă, lotul acolo le face, dacă lotul mai parteneriat, spre exemplu, un double hit, da, la 15 mii, acolo în genere merge vorba despre 90 de loturi la fiecare mii și atât, datorită acestor efecte, spate de făcut numărul de loturi, adică oricum este un câștig. Și datorită acestor efecte se tranzacționează mai ușor. Așa. Ce ține de istoria se repetă? Iată, nu cunoaștem că istoria se repetă pentru noi ca trader prin formarea unor figuri. Corect? Figuri de schimbă trendul. Iată aici e simplu ca să combinăm ca toată informația aceasta. Trendurile și istoria se repetă. Se formează un trend crescător în D1. În D1. Ne orientăm doar la tranzacții de cumpărare. Chiar dacă de aici noi deschidem tranzacții de cumpărare. Chiar dacă noi de aici o deschidem. Acum întrebarea este, când noi pozițiile de cumpărare trebuie să le finisăm? Când de regulă se formează o figură care nouă să ne dea informația că se schimbă direcția. El aici se schimbă direcția. Dacă nu am concluit, să-ți poate difisa profitul pentru buyer de este de jos. Gata, de aici noi deja trebuie să ne orientăm la tranzacție de vânzare. Dacă să vorbim despre nivelul de suport de rezistență, ele de asemenea se folosesc la figuri. Iată în cazul dat, noi vedem ce fel de figură. Panion. El este format de nivelul de suport, nivelul de suport și nivelul de rezistență. A fost trebătut, a fost trebătut. Deci și eu trebuie atenție, că noi anume avem așa un instrument care noi folosim, nouă ne oferă multe informații. Deci și când începeți să faceți o analiză, o prognoză, eu v-aș recomanda să o folosesc cât mai simplu, nu vă complicați. Nu vă complicați, puneți accent anume pentru informația care este pentru un timeframe mai mărișor. Noi ca trader, pe când analiză o prognoză, noi căutăm anume semnalele de intrare pe piață. Ce înseamnă semnalul de intrare pe piață? Unde noi avem concret un punct pe care îl urmărim. Știți ca vânători sau ca pescari? Ei, prin acțiunile lor, ei așteaptă un moment oportun. Spre exemplu, pentru pescari așteaptă un moment oportun care este? Când el se mișcă, da? Fie coboară jos, fie clopoțelul. E că toți așteaptă semnalul. Vânător, ce fel de semnal așteaptă? Când se aude un bușnit și când vede deja prada, el atunci, pentru dânsul este semnal. El atunci repede trebuie să pregătească, el trebuie să tragă. Iată cam același moment este și pentru trend. El desemnă în trendul, el așteaptă acel semnal. Spre exemplu, facem un fel următor, este așa trendul. Prietul își iepe coborâne în jos. El ce fel de semnal așteaptă? Să aștepte să apropie piața cât mai aproape de nivelul de suport și ca semnal, cu cât mai mult să apropie, traderul înțelege că el ia ca peștele e aici, ia ca prada e aproape. Când este confirmare că el deja se respinge în sus, ia ca atunci, fără mult să ne gândim, pur și simplu îndrăm pe piață. Vrem noi sau nu vrem, ia ca aici, ia ca perioada asta de timp, noi avem timp să luăm și să cântărim. Dar dacă mâna le-a stăpat din nivelul... Așa, ce facem noi acolo? Nu, și se ridică înapoi, și jumătate e sus și jumătate e jos. Ce facem noi acolo, atunci? Iată, traderi care s-au nimerit în așa situație, ce facem noi în așa situație? Noi așteptăm... Trebuie să închidă. Sau așteptăm următoarea lumea. Lăsați ori... E stop loss. Stop loss? Da, lăsați? E că și îmi place traderi, strânge. Ce dată, nu îți l-ai dat pe că eu vreau că am un fără stop loss. Ok, noi nu putem să ne bazăm numai pe o singură intrare, da? Că anume și trading-ul, el
Deși spune că să faci analiză la ultimele 10 intrări, pentru că dintr-o singură intrare, chiar eu, câți ani de experiență am, eu nu pot să spun că uitați-vă cât să iau de bani. Da? Că am făcut atâta profit, pentru că e o singură tranzacție. Dar dacă eu am să avem statistica, că iată, eu din 100 de intrări orientativ la 30-40 să duc în stop loss, nu asta e statistica mea. La cineva poate să duc acolo, e chiar și 50 de intrări, da? Din 100 de intrări, 50 ele s-au închis în minus. De, asta este statistica. Deci e chiar în așa situație. Noi nu trebuie să ne gândim, de ce să facă, da așa, da așa. Vrei să intri pe piață, pur și simplu intri. Ai plasat stop loss-ul după risk money management în dependență de depozitul care se gestionează și gata, Dumnezeu cu dânsul. Căutăm alții nou, vrei să punem aici, chiar să duci în jos, iată la întrebare. Nu, nu s-o atins stop loss-ul, atins stop loss-ul. Ce facem noi acum? Ne-am oprit, gata, noi de câte ori ieșim din casă? Și nu v-ați închidicat niciodată? Și am noi, ce faci? Nu vă mai duceți undeva spărnit? Mă faci să înapoi? Uite, presupunem aici, ați luat un stop loss. Noi oricum păstrăm poziția, direcția trendului și vă notați încă o dată, la curs de pregătire, eu sunt sigur că v-ați notat și vă mai notați încă o dată. Trendul este prietenul nostru. Eu recomand pentru început, pentru traderi începători, să caute orice semnal în direcția trendului. Nu căutați momente. Mai ales, eu vreau să vă trag atenția așa că un mic secret pentru dumneavoastră. Dacă în D1 trendul este crescător, în H4 ne arată crescător, în H4 și în H1 este crescător, atunci căutați semnalul numai de cumpărare, atunci la vânzare nici nu vă gândiți. Ok? Din ce? Dacă îmi poate să fie diferite? E că bună întrebare. Este ori traderul în direcția trendului. Da, în direcția trendului. Fac o analiză, o prognoză, eu mă uit pe împotriva trendului. Da, eu aici m-am gândit și am văzut că este un trend. Dacă așa e situația. Eu văd situația așa. Majoritatea oamenilor care au conturi mici, mm-hmm, da? Nu prea se orientează pe trenduri în D1. De ce? Pentru că aici mișcările sunt mari, impulsurile sunt cer conturi mult. Eu nu sunt chiar de acord cu dumneavoastră, că dacă contul e mic, atunci noi trebuie să ne orientăm acolo la trade mai scurt de timp. Nu chiar sunt de acord. De exemplu, la unul. Așa. Dar el în H1 pierde. Așa. De ce așa se întâmplă? Cine poate să ne spună? Nu, eu poziție. Iată, eu am să aleg amușul în impuls, o corecție. Iată, chiar aici așa o situație clasică să fie. Acolo aici se vede clar impulsul, aici e corecție, așa? Da. Așa, eu acum, asta este în D1 și care să noi am să o respectăm. Așa, adică în aceste două nivele verticale, are loc impulsul și corecția. Acum eu am să dau încet, încet în istoria, în graficul de H1. Așa, aici se vede foarte clar. Trend crescător. Sănătatea. Așa. Aici trend descrescător. După care, trend crescător. Aici prus jos. După care, trend crescător. Sunteți de acord? Pentru H1 ce se vede? Da? Și atât dacă noi să punem în H4 să vedem cum arată. M-am să știu pe ce stau. Iată în H4, cum se vede. Și în D1. În D1 ce fel de trend este? Iată, până nu mă pământ cu noi informația asta nu o vedem. Ce fel de trend este? Corecție. Corecție? De ce corecție? Zăpșie și unii am însemnat. E corecție.
De aici. Ana, de acolo am început. Я у себя теперь там есть крескатор. Посла это есть пичорушу. Я там мой антребат. Распосу вам антребат. МД умный, я там АНС, я там перевода аста. Оркун плену спасляться тенинца крескатуаль. Плену я аста салму, плену спасляться тенинца крескатуаль. Лынсы, când e cel mai bine de intrat te-a să spui noi, potențialul de a fixa profitul este mai mare. Când în H1, spre exemplu, trendul corespunde cu trendul din D1, atunci este un nou început de impost. Dar când trendul din H1 contravine trendul din D1, aceasta este mișcare de corecție. Adică pe mișcare de corecție din D1 tot scoate de făcut profit. Dar de ce noi ajungem acolo? Cum zic că trendul din H1, împotriva trendului din D1, el este de scurtă durată. El este de scurtă durată. Dar când trendul din H1 corespunde cu trendul din D1, noi trebuie să știm că acesta va fi un trend de lungă durată. Adică potențialul de creștere este cu mult mai mare. Iată care este rezolvarea la țevă orientație în analiză și prognoză. Până aici este clar? V-ați orientat vreodată după astfel de trenduri? Da. Ați găsit răspunsul la întrebare când trendurile se opun? Și iată acum și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Că este trendul cu depozitul mai mic se tranzacționează pe time frame-uri mai mici? Nu, și cu depozit mic. Aici, pur și simplu, noi orientăm. Trendul care din H1, se vede foarte clar aici, el corespunde cu trendul din D1, adică potențialul de intrare pe piață și de a fixa un profit oarecare este mai mare decât pe trendul care este împotriva trendului. Eu am să desenez în schematică în felul următor. Iată aici este trendul din D1. Așa, are loc impulsul. Acesta este un impuls, după care are loc, asta e corecția. Aici, de fapt, se depistează, se formează. Iată aici trend H1 și aici trend de asemenea H1. Acum, se vede care este diferența trendului din H1. Trendul din H1 este mai lung. Când este corespunde cu trendul din D1. Trendul din H1 este mai scurt când nu corespunde cu trendul din D1. Acum, pentru trader cu depozitele, să spunem noi așa mai mici, când depistează stilul de semnal, asta e cel mai bun moment de a dubla, de a tripla depozitul. În așa situație, poziții scurte. Ok? Astfel și pentru figurile. Istoria se repetă. Dacă se depistează un dublu vârf, un cap cu umeri în D1, mai mărișor, adică în D1, figura este destul de mărișor, noi avem informație că probabilitatea este mai mare ca să schimbe direcția. Probabilitatea. Este. Asta nu înseamnă că e scris în carte 100% că dacă s-a format figurile, adică trebuie să duc. Deci piața nu trebuie să facă nimic. Asta noi încercăm să-i prognozăm ei mișcări, ce ar să facă, cum ar să facă. Și noi ne bazăm în noi, după statistică, după istorie, ori de câte ori practic se formează astfel de figuri, da, se schimbă direcția. Am întâlnit așa situație că s-a format figură de schimbare tendinței, a lucrat doar figura, da? Cunoașteți care este strategia de tranzacționare cu ultimul. A lucrat doar figură, 100% a lucrat figură, după care și-a continuat tendința. Și mai de genul, trendul crescător se formează dublu vârf, el spre punct și linia gâtului, lucrează fix cât strategia figurii, cât trebuie să lucreze figura. 70-50, eu de regulă recomand 50%. Mai puțin, dar eu, la mine este așa principiu. Dar el a lucrat 100% din figură, așa, 100%, după care își continuă tendința. Adică ce înțeleg eu prin asta? A avut impuls. Și aici,
Măi, tare! Și pe urmă de parte s-au dus unde eu trebuie. Nici nu te bai, oricum, ca confirmare, că eu să înțeleg că, într-adevăr, să schimbă direcția, el, primul semnal de intrare pe piață de SEO, corect, e aici. El a lucrat, urcă înapoi, mie îmi trebuie și el puțin încă o mișcare în jos, ca eu deja să pot spune că nu se prind destul scător, corect? Iar că din a doua mișcare, eu pot să spun că se formează prind destul scător. Și că da? Da. Dacă noi ne orientăm după D1, atunci atentăm în D1. Dacă noi ne orientăm pentru H1, atunci în H1. Aici este singura diferență. Dacă trendul din H1 corespunde cu trendul din D1, atunci trendul este ungușor. Dacă trendul din H1 contravine la trendul din D1, atunci noi ne așteptăm că să fie trendul scurt. Astfel și cu figurile care se formează. De asemenea, figurile care se formează în H1, ele au un potențial, figurile care se formează acum în 15, potențialul este foarte mai slăbut, să spunem noi așa, comparativ cu semnalele figurile care se formează în H4, mai ales dacă vedeți că se formează o figură clasică, iată cum recent s-a format la Dolor Australian, la Dolor Nouă Zelandez, da? S-au format ce fel de figură? Cine urmărește? Cap cu mâini ridicate. Inversat, da? Și s-a format așa clasic, da? O figură care nu ne-a dat un potențial de intrare pe piață destul de bun, da? Aici deja spatele e folosit iarăși din nou, din punct de vedere a managementului, spatele e folosit strategii următoare și validerăm. Semnalul, de regulă, figură, că nu ne-a dat semnal de intrare pe piață, el este cât de cât orientativ la 90%, este semnalul. Sunt un volum mai mare pentru puține puncte, 50 puncte, adică s-au făcut numărul de loturi. Este, lucrul este, cine are nevoie să cunoască mai mult, dumneavoastră mă apropiați, mă vă rușinați să întrebați de managerii dumneavoastră, iată astfel de tactici de lucru. Cu volum mare pentru puține puncte, după care să închide jumătate de volum sau o independență de care este scopul dumneavoastră pe viitor. Spre exemplu, trebuie să urmăresc două scopuri. Scopul de profit și scopul numărul de loturi. De ce? Când în urma loturilor făcute, ei deja oricum au un profit de atât. Haideți să vedem până la momentul actual ce întrebări au apărut referitor la trend. Figuri. Eu tot acum mă joc cu depozite mici, da? Și dacă să luăm trendul crescător în D1, da? Generată, crește încetișor. Și, nu știu, iată, suntem pe o oarecare parte figură, mă rog, dacă suntem începători, noi nu vedem chiar atât de bine. Și am deschis, presupunem bani, noi știm ce trebuie, aproximativ piața ne-a dat ca să ducă. Ok, trendul este crescător. Da, este crescător. Așa, da. Început din impuls. Da. Așa, merge impulsul, acum... Merge frumos impulsul, dar spre spune un H4, un H1 ne arată ca să urmeze corecție. Așa. El ne confirmă asta că urmează corecție. Și noi am deschis la corecție. Sunt așa. Să deschis tranzacție de sell. Da. Așa. Deci merge frumos și la un moment dat, nu știu, adică trendul și urmează. Tendința din D1. Da, adică două... Adică el tot începe să crească. El oricum crește, adică D1, într-un fel câștigă două grafici din H4 și din H1. Iarăși revenim la ceea ce am vorbit anterior. Trendul din D1, el are mai mare prioritate, el este mai puternic. Da? Adică cel două ne arată că e descrescător, să faci un trend descrescător, și, da? Și noi înțelegem că trendul este descrescător, da. Adică dacă este împotriva trendului din D1, aceasta și este corecție. Și asta, orice moment, eu poate să schimb. Și eu vă arăt din punct de vedere schemat, cu lucrurile este dumneavoastră, eu sunt sigur că le-ați întâlnit. Trendul din D1, da. Noi la tablă, noi ca oameni suntem perfecționiți și idealiști, că noi vrem să desenăm tet la perfecție. Noi vorbim, impuls, corecție, impuls, corecție, da? Este așa ceva, dar ați întâlnit așa situație. Este impuls, corecție, din nou impuls. Da. Iată, în așa situație puteți dumneavoastră să vă enerviți că potențialul trendului e descrescător în cazul dat, el este foarte scurt. Ia uitați, vă mai ieși pe grafic chiar alea, dar când vă supărați, puteți să măriți un pic. Iată, de exemplu. Iată aici, este trend în exemplu. Da? Crescător. Da, așa. Crescător. Și asta aici, să zicem că nivelul de suport trece pe aici.
Aici a fost o mică confirmare în 10 mai ceva. În G1? Da, nu în G1, în mai mic. De aici. Dar eu sunt crezut că e, a fost confirmare în aparat. Și a intrat în baie. Așa. Tu nu vezi figura de ansamblu. El a s-o dus o lecție în baie și s-o dus, gata. Tu vezi figura de... pe urmă, când el face umeri, când s-o duce în jos. Și atât de situația. Și întrebarea tu care? Când noi am intrat după 3 ani după mare în D1. Și după mare în D1. Nu, tu vezi figura asta după ce ești conformat, dar tu ai intrat într-un moment când eu era... Eu zic, dumneavoastră credeți că cineva din colegii mei, inclusiv eu, sau domnul Eugen, sau colegii de la Alexandrie, nu închid transacții în minus? Asta este una. Și iarăși mă întorc la ce am vorbit înainte. Trading nu se bazează pe singură tranzacție. Adică, dacă noi discutăm despre acest moment, iată, despre acest moment, dar v-ați spus dumneavoastră, am întrebat după 3 ani, are să trec 4 euro. Deci, știți cum este vorba și aia. Regulile sunt pus pentru cei care ca să știe încălcat. Ok, revenim. Dacă noi vorbim de caz drag, noi putem să calculăm intrările din adânc treabului? Putem să le calculăm? Adică dacă noi aici avem un minus, e ok sau nu e ok? Asta e altceva că traderul nu m-a început să tranzacționeze și că asta a lui e prima tranzacție. Da, eu aici în acord, este, să spunem așa, niște emoții, nu prea. Dar noi suntem, să fim serioși, da? Adică nimeni nu știe când se finisează trendul. Trendul poate să continue, să fie de lungă durată, da? Și de aici văd să le continue. Dar chiar din prima tranzacție, da? E când deschide tranzacție, să închidem stop loss, nu? Nu știu începutul. S-a închis în stop loss și facem noi cut. Și aici ai un moment. S-a închis tranzacția în stop loss, nu trebuie odată invers pe piață. Dar ce trebuie să facem noi? Să așteptăm să treacă o perioadă de timp. De ce se recomandă la trader? Ai tranzacționat acolo, ai făcut, nu știu, un trup, s-a închis acolo un take profit. Câteva tranzacții, gata. Lasă piața să o odihnească. Asta înseamnă că dumneavoastră ați nimerit fie pe trend, fie pe impulsul. De regulă se recomandă, da, să deschidem tranzacții nu pe un singur instrument, dar pe câteva. Unul fluctuează mai repede, altul mai încet, unul se duce în sus, altul se duce în jos. Dar ideea care? Că ați luat acolo, s-au închis 5-6 tranzacții la rând mai profit, gata, de-i faci piesă să o odihnească, la noi așa e, noi spunem. Dar traderul înțelege, aha, dacă la mine e mieșa, atunci eu iar sunt pe piață. Și aici se întâmplă deja factorul psihologic. E că aici domnul Eugen de asemenea a organizat un masterclass pe bazat pe ați fost prezenți. Eu pe viitor vă recomand să fiți prezenți la toate masterclass-urile dumneavoastră, aveți posibilitatea câte o leacă din fiecare să prindeți ceva. Că, ok, nu se va stă deodată. Noi facultăți le-am făcut câțiva ani de zile, 4 ani, 5 ani de zile și oricum câte ceva nu se prinde tet, da? Deci și pentru asta și iese masterclass-ul. Și v-ați uitat ceva, v-ați adus aminte, și v-a tras atenție, de undeva v-a apărut o idee, că nu e așa ceva, 100%, da, 1 plus 1 este egal cu 2. Chiar și în așa situație. S-au închis în stop loss, da, s-au închis în stop loss și eu încă dat confirm că nu există nici o strategie care să vă dea 100% dintre ele. Așa, s-au închis în stop loss, vedem pașa, mai așteptăm ceva timp, noi vedem că el coboară în jos, aici vedem vrem, noi suntem vrem, aici este nivel, o să văduc nivelul trendului. Iată aici, vedem să vedem destul de clar că este nivelul trendului, mai este un efect pe piață, cum se numește el? Luare de rămas bun. Sau testare, retestare. Cunoașteți despre lucrurile acestea? Piața este așa specific. Este nivelul, îl strepungem. La strepungere, traderii care sunt nerăbdători, intră pe piață, traderii care mai conserviști, ei așteaptă ca să vezi și ei rămas bun și dacă trebuie încetă o transluție, că ea de ce intră pe piață. Iată cam aceeași situație și aici. La strepuns, sunt așa apoi și ei rămas bun, aici formează nivelul orizontal, corect? Se mai în intrare pe piață. Plus, asta noi mergem, ne-i cu un semnal de intrare pe piață. Ca o pirouă, deja să vedem și figură. Așa, se formează figură. Poate se întâmple așa ca să închide una, două tranzacții în stop loss, vedeți? În trading nu e expus lucrurile acestea. În genere, eu aș spune în felul următor, că trading e ca sport.
Dacă dumneavoastră nu sunteți pregătiți pentru lovituri, pentru căzături, dumneavoastră nu trebuie să vă duceți la sport. De acord? De acord să ne antrenăm. Așa. Trebuie acolo să vă antrenați. Volum mic. Cu volum mic, o lună de zile, respectați regulile. Simplu. Pur și simplu, când te mergi la o tranzacție bună, de exemplu, ai impost ierni cu volum mic și când ești metal cu... Aha, e că ești iarăși, apare ce apare? Lăcomie. Lăcomie. Să începe a calcula. Dacă eu, bă, nu știu cum făceam, apoi eu am mui era milionar. Ghezi. Deci, trebuie să iese factorul psihologic a fiecare persoană în parte. Cineva îmi place controla, cineva nu îmi place controla, dar trainingul, să știți, trainingul vă antrenează să vă controlați emoțiile. Frica, lăcomia, luarea de decizii. Iată, de ce să spun că nu trebuie de condus cu viteză mare? Cum credeți? De ce se recomandă mult de condus acolo cu viteză mare, cu 100 pe oră sau mai mult? Să primești decizii, da, să reușești. Este timpul de a lua decizii. Iată, șoferii de cursă, dar datorită la faptul că ei s-au antrenat și circulă, sau șoferii de cursă lungi, datorită la faptul că ei au multă practică, ei deja s-au antrenat de a lua decizii în scurt timp. Adică în scurt timp. Prin asta și se diferă, pur și simplu, un începător de șofer. Iată, același lucru și este și mai atrei. Deci e simplu. De la început, eu înțeleg că dacă cineva dintre dumneavoastră vede în training ca casino, că gata, eu am intrat, gata, am făcut milionul, eu... Nu, nu e așa. Am trebuit să ieșiți ușor. Cu volum mic, da? Lucrați semnale. Un semnal, două semnale, vieți mergi. Ok, încet, încet măriți volumul. Încet, încet măriți volumul. Iată fiecare dintre dumneavoastră care vă trecu prin etat, trebuie să poate să confirme faptul că din început trebuie pur și simplu să vă antrenați cu volum mic sau acolo, independență de depozit. Spre exemplu, depozitul 50 de mii acolo liber, cum văd, te antrenez. La depozit acolo mai puțin de 10 mii, nu, cum văd, te antrenez, nu știu. Înțelegeți despre care este scasă. De ce? Pentru antrenament, pentru a vă învăța a respecta regulile, da? Transacționați după cu volum mic. Asta e, nu știu, eu văd așa o unică ieșire din situație pentru trei care vor să dezvolte anumite domeniul dat. Ok, haideți să vedem întrebări încă. În afară de prânduri, funcțiile astea, da, stocasticul, aha, aici deja sunt indicatori. Aici sunt indicatori. La ce ne folosim? Confirmare. Iată, e ceva de genul. La noi acum este sezonul de primăvară, corect? Mm-hmm. Ceva de genul, este soare, frumos afară. Noi suntem în interior aici, aici e călduț foarte bine, noi vedem cum soare apare, ne se creează dispoziția de cer. Să mergem la primăvară, pac, da? Și noi ieșim afară cum? După aceea și vedem, corect? Așa, slăbuți îmbrăcați, dar când ieșim afară, ce se întâmplă? La budoche. Așa un vânt ascuțit. Da? De ce avem noi nevoie în casă, da? Avem nevoie de un indicator. Ce fel de indicator? Termometru. Și noi când înainte de ieșit de afară, evident, soare frumos, soare cu pienț, ascuns. Ne uităm la termometru și când ne uităm termometru, acolo ne arată o temperatură joasă. Aha. Noi atunci ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm și nu duci. Iată, din același moment au folosit noi și indicatori. Nu contează ce indicator. Spre exemplu, eu am organizat lecții intensive pe tema ciclul. Deja sunt trei care au trecut tema ciclul. Anume, unde se folosește stocastic ca semnal de confirmare de intrare pe piață. Și oricum, ei poate să confirme lucrurile acestea, că se bazează trendul, semnalul după stocastic. Trendul, semnalul după stocastic. Iată, trendul, dispoziția, este și îl uitești la termometru. Dacă el e coincid, am intrat, am ieșit. Am intrat, am ieșit. Adică nu este nimic complicat. Nu trebuie de... La trebuie mai este un mic minus, așa ce am observat. O intrat, după ce trendul și semnalul, oricare, nu contează care el. Dacă s-a luat un stop loss, gata, asta nu merge. Deci mă apuc de altceva. Asta tot nu merge. Deci mă apuc altceva. Tot nu merge. Deci mă apuc de altceva. Știți, este vorba și ei, alege, alege și la urmă îți vezi și culegi. Da?
Nu, v-ați luat un principiu, dar principiul eu vă recomand din start. Vă bazați orice strategie care n-ați forma-o dumneavoastră, dacă n-aveți dumneavoastră formate, vă apropiați de managerul dumneavoastră, eu o să vă dai strategiile formate, să bazați pe trend. Trendul și plus acolo niște principii, niște reguli de care trebuie cumpărat. Și mai mult nu vă trebuie nimic. N-ascultați, da poate așa, da poate așa, da poate așa. Azi, băieți, nu e nicio strategie, chiar să iei combinați. Spre exemplu, trendul cu stocasticul. El oricum de careva minusul, careva stop-loss-ul, el de așa, să ceva normal să ne dea. Că trading-ul, da, eu înțeleg că-s cifre, cifrele respectă să fie calculate, plus, plus, cu minus. Dar noi și vedem pe piața asta, sunt emoții. Sunt emoții și înțelegeți lucrurile astea, sunt emoții. Dar trebuie la chestiile astea, mergeți după un singur principiu. Ok? Trebuie să vedem întrebări. Da. Stai, cu el și supra-saturatul, nu. S-a zis, el la 80 în sus? Adică și noi să recomandă. El și cumpără și mi-arată, și supra-avânzare și supra-cumpărare. Da, de multe ori chiar eu ascult market și așa. Și iată, el e supra-saturatul. Eu, de exemplu, nu înțeleg când el e supra-saturatul, el e nu supra-saturatul. Dacă nu înțelegeți, cum sunt indicatori. Adică asta nu e obligatoriu, oamenii buni. Stocastică sau două, nu este obligatoriu. Că, doamne, adică nu putem să spun o să. Da, da, dar adică să spun eu, este supra-saturat. Dar nu ne spun, e că uitați-vă, dar ce el e supra-saturat? Dacă mi-e sus de 80, dacă mi-e sus de 80 în intervalul și am el să zici că e supra-saturat, dar poate să stai acolo. Dar eu cred că el scrie să fie supra-saturat, supra-saturat, dar el tot screască, screască, screască. Asta nu înseamnă că 100% că gata, el dar trebuie scadă. El, pur și simplu, ne dă informația. E ceva de genul, avem acolo termometrul care nu ne arată până la careva grad, corect? Și asta e maximă, dar asta nu înseamnă că afară nu poate fi o temperatură mai mare decât ne arată termometrul. Pur și simplu, termometrul nu ne arată mai, mai, multe, sus. Da, mai sus. Nu-i făcut el pentru așa ceva. Dar el, ca tare, este mai sus. Nu, aici sunt fiecare indicator are principiile lui. La cursul de pregătire dumneavoastră ați trecut semnale clasice de intrare pe piață. Deci, spate de combinate. Deci, spre exemplu, traderi sunt care folosesc money leverage cu Fibonacci. Sunt traderi care folosesc stochastic în diferite perioade de timp. Sunt traderi care folosesc stochastic cu BCD-ul. Da? Dar oricum, la bază este trend. Eu asta vreau încă o dată să vă confirm. Pe timpul, la bază este trend. Ok, întrebări? Bun, dacă nu mai sunt întrebări, cred că... Cu list. Și, dar la finalul acestui masterclass, eu, cât și colegii mei, vă recomandăm permanent, în primul rând, să nu uitați că prima regulă asta este trendul, da? Este prietenul vostru și țineți, anume țineți de această regulă. Dar, înainte de a face o intrare, adică noi, pentru a atinge scopul, noi de ce avem nevoie? Să stabilim momentul cel mai potrivit de intrare, da? Volumul cu care noi intrăm în dependență de scopul la care noi tindem, dar acest volum în mod evident depinde de risk management, de risk management și money management. Așa este. Și nu, este foarte important că de a intra nu este atât de greu. Trebuie să avem răspunsul unde noi trebuie să ieșim și unde noi trebuie și cât noi putem să riscăm concomitent pe piață. Iar că riscul, da, este foarte important că voi să vă păstrați. Și anume, să vă păstrați în limita care noi permanent, toți, ori, adică am studiat la curs, da? Care este procentul nostru de risc? De 5%. Și credeți-mă pe mine, dacă voi ați vă țineți de prietenie cu trendul și ați vă țineți de aceste reguli, dumneavoastră să aveți, indiferent din 10, între având chiar 5-4 stop-loss-uri, dumneavoastră, indiferent de asta, să fiți permanent în câștig. Deoarece noi... Ok, dragi trei, haideți să cineva mai are nevoie de anchetă? Ok, aici este mai multe întrebări pentru...